Salut, numele meu este Alin. Îți prezint un program de kinetoterapie format din 7 exerciții care este imposibil să-ți facă rău. Asta înseamnă că nu are contraindicații și asta înseamnă că este făcut pentru ambele cauzele ale durerii de spate. Două din cele mai comune cauze ale durerii de spate, vorbind strict din punct de vedere al spatelui, sunt hiperlordoza lombară sau rectitudinea lombară. Fiecare dintre noi avem o problemă în sensul în care putem veni la terapeut cu o hiperlordoză lombară sau cu un spate care vine cumva anteriorizat sau cu o rectitudine lombară, respectiv cu un spate care este foarte îndreptat. Pentru toate acestea, bineînțeles că din punct de vedere muscular, în cazul hiperlordozei lombare, vorbim de o musculatură foarte întărită la spate și o musculatură foarte întărită la nivelul piciorului și coapsei, iar pentru asta, bineînțeles, cele două grupe musculare trebuie relaxate. Pentru o rectitudine lombară, vorbim de o musculatură foarte întărită la nivelul ischiogambierilor și la nivelul anterior, respectiv la nivel visceral. Iar pentru asta trebuie relaxată musculatura posterioară a picioarelor. Pentru asta ți-am pregătit 7 exerciții care cu siguranță îți vor face bine. Primul exercițiu are ca și rol armonizarea curburii. Țin să te anunț de la bun început că fiecare exercițiu are 30 de repetări și în mod normal se poate repeta de 2-3 ori. Adică minim 2 ori, maxim nu există. O altă calitate a programului este că poate să dureze mai puțin de o jumătate de oră. Primul exercițiu are ca și rol armonizarea curburii lordotice sau de rectitudine, iar asta se face de obicei prin încordarea mușchilor abdominali și ridicarea fundului. Îți recomand ca această mișcare să o faci fără să încordezi mușchii fesieri. De ce? Pentru că în durerea de spate, tot timpul mușchii fesieri sunt iritați. Ridicăm și lăsăm jos. Această mișcare o faci de 30 de ori, ar fi bine să menții poziția finală, adică poziția de sus o secundă și poziția de jos altă secundă. O ajustare a acestui exercițiu foarte importantă este că îți lucrezi curburile și în sensul ridicării și în sensul coborârii, adică mărești un pic această curbură. Inițial, primele 5-6 repetări le faci fără să întorci coloana, deci le faci decât în poziția asta. După 5-6 repetări, când coloana vertebrală se mai încălzește, te poți duce și în sensul opus, adică în sensul măririi curburii. Practic, acesta este primul exercițiu și se face de 30 de ori, ori 3 serii. Al doilea exercițiu are ca și rol îmbunătățirea motilității musculare posterioare, iar asta înseamnă că tot timpul articulația coxofemorală va sta la 90 de grade ca să pună în tensiune musculatura asta, ambele mâini vor sta și vor prinde coapsa din spate, iar din poziția asta, dacă poți cu vârful tras, dacă nu, lași vârful relaxat, ridici piciorul de 30 de ori. Asta faci și pe piciorul drept și pe piciorul stâng. Pentru musculatura posterioară, ca să înlăturăm fiecare mușchi care ar putea să ne țină într-o poziție incorrectă coloana vertebrală. Ori că este o poziție legată de rectitudinea lombară, iar rectitudinea lombară, dacă ne gândim puțin la ea, este o fază în care coloana vertebrală va sta așa, iar toate discurile intervertebrale vor avea tendința să migreze către măduva spinării. Ori că ne gândim la hiperlordoza lombară, în care practic coloana vertebrală va sta în poziția aceasta, iar atunci durerea de spate poate fi dată inclusiv de lovirea punților articulare, respectiv de apropierea punților osoase. Același exercițiu se repetă și pe piciorul celălalt, iar modalitatea de lucru mai puțin dificilă este cu vârful practic relaxat și întindem cât de mult putem. Modalitatea mai dificilă este cu vârful tras spre nas și ridicat. Toate acestea se repetă de 3 ori pe fiecare parte, a câte 30 de repetări. Un alt exercițiu foarte bun este practic exercițiul de tratament al psoasului în poziție excentrică. Psoasul este mușchiul care ne poate duce coloana în hiperlordoză. Și ce înseamnă asta? Din poziția de 90 de grade a unghiului coxofemoral, tragem genunchiul către piept, de aici întindem piciorul și din poziția asta îl lăsăm să meargă ușor în jos. Aceasta este una din mișcările care poate să-ți dea un disconfort sau poate chiar durere. În cazul în care această mișcare îți creează disconfort, trebuie schimbată. Aceasta este o mișcare care îți va relaxa musculatura anterioară din profunzimea abdomenului, respectiv mușchiul iliopsoas. Se repetă de 3 ori pe fiecare parte, a câte 30 de repetări fiecare serie. Am 3 ori 30 pe partea dreaptă, 3 ori 30 pe partea stângă. Sau continui programul cu cele 7 exerciții, unul după celălalt, și le repeți de 3 ori.
Următorul exercițiu este întinderea într-o manieră excentrică a mușchilor aductori. Ce înseamnă asta? Tragem de picior din poziția aceasta, mergem în lateral și de aici încercăm să ne întindem cât putem. La fel, în durerea de spate, unul din secretele succesului pentru durerea de spate este, practic, desfacerea șoldului. Ce înseamnă asta? Aproape toți, când avem dureri de spate, ori avem o disfuncție la nivelul gleznei, ori avem o disfuncție la nivelul șoldului. Ca să înlăturăm aceste două aspecte, e bine să ne înlăturăm cu exerciții. De cele mai multe ori, șoldul este impactat sau este, practic, blocat de mușchii psoas și mușchii adductori. Este motivul pentru care acest tip de exerciții îl voi face de 3 ori pe fiecare parte, a câte 30 de repetări. Ok? Alte exerciții foarte bine și exercițiul cu numărul 4 este exercițiul de decompresie, care de data aceasta cu ambele mâini prind genunchiul și îl țin în poziția finală, adică cât mai apropiat de piept, câte un minut pe fiecare parte. La fel, le repet de 3 ori pe fiecare picior. Ok? Un minut și celălalt. Ok? După care, exercițiu cu numărul 6, amândouă le mențin la piept un minut ca să încerc să decoaptez spațiile intervertebrale și implicit să creez stretching pe musculatura fesierilor. Aceasta mă va asigura de faptul că se va recrea acest fenomen de perfuzare al discului intervertebral, dat fiind faptul că greutatea acum este foarte mică pe discuri. Obiectivul principal este, practic, cicatrizarea unei eventuale protruzii discale. Iar ultimul exercițiu, cel cu numărul 7, este un exercițiu care se face din 4 labe, din 4 pedie și, practic, care se numește pisica și cămila, rolul lui fiind acela de a supliza cât mai mult curburile coloanei vertebrale. Întorci în 4 labe. Ok? Și din poziția aceasta, lași capul cât de mult poți jos și arcuiești cât de mult poți coloana, la fel, întorci capul cât de mult poți sus și arcuiești coloana către lordoză. Este exact aceeași manieră, 3 serii a câte 30 de repetări. În concluzie, primul din cele 7 exerciții este ridicarea fundului fără să încordăm mușchii fesieri. Această mișcare o faci de 30 de ori și de obicei o faci 3 serii. Al doilea exercițiu este pentru musculatura posterioară a coapselor, prins cu ambele mâini în poziția aceasta, ridici de 30 de ori piciorul în poziția maximă finală, care să nu-ți dea dureri de spate. Atenție, durerea din spatele genunchiului la mișcarea aceasta este o durere cât de cât normală. La fel și pe partea cealaltă. Ok? Exercițiul cu numărul 3 este tratamentul psoasului într-o manieră excentrică. Ce înseamnă asta? Că din poziția relaxată mă duc în sus, ridic și de aici las în jos cu greutatea piciorului să cadă piciorul. Ok? 30 pe partea aceasta, 30 pe partea aceasta. Ok? Alt exercițiu foarte bun și exercițiu următor este întinderea mușchilor adductori ai coapselor și mă duc în lateral și las să se întindă cât se poate. Ok? Perfect. Ok? Stop. După care exercițiile de decompresie în care prinzi un picior, îl ții un minut, prinzi celălalt picior, îl ții alt minut, le prinzi pe amândouă și le ții un minut pe amândouă sus, și finalizez programul pentru spatele tău în 4 pedie, în 4 labe, unde asuplizez coloana vertebrală, lăsând capul jos, spatele sus și invers. La fel, 3 serii a câte 30 de repetări. Nu uita, orice exercițiu care dă dureri de spate trebuie cumva schimbat.